piață. Ați fost la Iași, eram, da? Pentru că sunt eu parlamentar de Iași și eram acolo în piață când au fost aceste huiduieli. Nu asta e supărarea cea mai mare a lui Traian Băsescu. El era pe scările hotelului Traian, pregătit să țină un discurs și atunci au început pensionarii militari să huiduie, să lanseze tot felul de lozici din ce în ce mai dure. A coborât scările, s-a dus tot un gard așa mic ca cel de la Sarkozy, era acolo, să intimideze. Deci s-a dus în fața lor. În ideea adică să-i provoace sau că să ce? Să-i provoace sau... Să intimideze? Din ce să se intimideze? El e președintele statului. Se presupune că instituția... Că te oprești din fluierat când îl vezi. A ajuns în fața lor și nu numai că nu s-au oprit, ci au... Uiduielile și mesajele au fost și mai dure. Și atunci s-a retras din nou pe scările de la Traian și poate de asta a spus că nu-i mai uită. Eu sunt convins că nici eșenii nu-l uită pe Traian Băsescu, pentru că a fost pentru prima oară în istoria orașului când de ziua Unirii nu s-a dansat Hora Unirii în piața Unirii din Iași. De evaziunea fiscală, dacă discutăm de evaziunea din vămi, de faptul că nu atragem bani europeni. Deci noi suntem o țară care își permite luxul în perioada de criză să contribuie la Uniunea Europeană cu bani în loc să atragă. Noi dăm la Uniunea Europeană 3,1 milioane euro pe zi în acest moment și luăm de la Uniunea Europeană 1,5 milioane absorpție fonduri europene. Ca să atragem toți banii de la Uniunea Europeană ar trebui să absorbim 8 milioane de euro pe zi. Deci un fel de taxă de protecție, ca să zic așa. Dăm taxă de protecție ca să fim la Uniunea Europeană dublu decât luăm. Pierdem, deci România, noi toți pierdem zilnic 6,5 milioane de euro. Bani din fondurile europene, bani pe care nu o să-i mai luăm niciodată. Deci noi suntem o țară care își permite acest lux. După mine, nici nu mai există banii. Deci Polonia și-a tras 100% toți banii, Ungaria 80% în acest moment. Noi dăm la Uniunea Europeană dublu decât luăm și pierdem. Ați mai spus asta, deci dar cum e cu ministerul ăsta pentru fonduri europene, domn profesor? Vi se pare în regulă un minister pentru fonduri europene? Păi am înțeles că e agreat de Uniunea Europeană. O zis, băi, dacă păi tot nu, că luați... Uniunea Europeană zice, faceți-mă ce vreți, dar controlați pe orizontală, asta a fost ideea. Creați-vă un organism astfel încât să cheltuiți banii ăștia cu cap, să nu vă blocăm noi fondurile, ați auzit? Că e minister, că e agenție, că e ghișeu. Asta cu organismul e o poveste, că nu din cauza lipsei unui organism. Păi înseamnă că sunt hoți și ea de la Uniunea Europeană, știți? Sunt disperați, doamna. Sunt hoți foarte. Suntem mai vechi decât ai noștri. Eu știu mai bine poveștile. De exemplu, pe 23, cu demagogii. De ce sunt disperați de la Uniunea Europeană? Pentru că sunt bani pe care ei trebuiau să-i folosească. Acest plan de coeziune la nivel de Uniunea Europeană îi afectează și pe ei dacă o țară se duce de râpă. Vedeți cum sprijină, bine, Grecia este în zona euro, e altceva. Dar o problemă în estul Europei afectează și pe ei foarte mult. Adică de ce? Că stau cu banii în pușculiță? Vă spun că acum o săptămână... sau candidați de mai mulți bani ca să ajute țara Flandrei. Au o problemă în casă acum. Noi suntem în aceeași casă cu ei. Nu mai suntem în afara granițelor Uniunii. Acum o săptămână ce ați vrut să spuneți? Barroso a trimis o scrisoare lui Emil Boc, prin care își exprima a doua oară, din decembrie a fost prima, îngrijorarea față de faptul că nu atragem bani europeni, că avem cea mai scăzută rată. Deci dacă președintele Comisiei Europene îi trimite lui Boc oficial o scrisoare prin care își arată îngrijorarea, înseamnă că într-adevăr este o îngrijorare foarte mare la nivelul Uniunii Europene. Noi domnul profesor spune că este o îngrijorare mascată. Abureală. Ei sunt mulțumiți că nu mai avem noi capacitate să tragem, că banii ăștia nici nu mai există și dacă am avea capacitate, s-ar dovedi că banii ăștia nu mai există. Vorbim de o țară săracă de 20 ceva de milioane de locuitori în Uniunea Europeană, cu cetățeni liberi să meargă în vest să lucreze. Am vorbit astăzi cu președintele Partidului Laburist din Olanda. Au o foarte mare problemă că vin românii și le iau locurile de muncă. Domn profesor Jebănescu, credeți că se ia și pagă și la nivelul... șefilor Comisiei Europene? Nu pot să spun asta. Păi, de atunci dacă spune... În România se poate, adică... Doamne, banii ăștia au fost. În România, dați-mi voie să vă spun. În România se poate să te gândești. Bă, tu te faci că nu poți să cheltuiești și eu mă fac, ți dau, adică... Și tu ții și tu partea ta, mi-au și o partea mea. În România se poate. Vă întreb, la nivelul Uniunii Europene, se poate? Păi atunci... Nu despre asta e vorba. Eu am dat explicația foarte clar. Banii ăștia au existat, dar în timpul crizei au luat alte destinații. Și acum ei niște destinații care au ajutat popoarele și economiile din vestul Europei.
Și acum acești bani nu prea mai sunt și ei sunt fericiți că noi nu-i accesăm. No, ce să mai discutăm? Asta este domnul. Bine. Deocamdată l-au arătat pe Traian Băsescu germanilor, englezilor, cu care rușii au o relație foarte bună din punct de vedere economic. Se știe foarte clar relația de apropiere între Germania și Rusia. Eu vin din Iași, care este la câțiva kilometri de granița de est. Toată economia din regiunea nord-est a României era conectată la piața Rusiei. Totul a picat în momentul în care relațiile s-au răcit cu Rusia. De asta este cea mai săracă regiune din România și cea mai săracă din Uniunea Europeană. Eu zic că pierdem foarte mult din punct de vedere al oportunităților de dezvoltare economică. Bine, astea le-am pierdut, domnule. Le-am pierdut, dar asta nu înseamnă că piața Rusiei trebuie ignorată. Atrage inclusiv investiții în zonă dacă ești aproape de o piață foarte mare de consum, cum este piața Rusiei, care înghite aproape orice. Deci, la noi dar le mai dăm ceva? Le mai dăm ceva rușilor acum? Păi acum ce să le mai dăm? Acum le vindeam alimente și mobilă, nu mai vindem. Nu nimic, absolut nimic. Toată economia bazată pe export de mobilă, către Rusia, nu mai. Nici mobilă nu le mai dăm? Nici mobilă. Nu mai, tot este închis. Absolut tot ce era legat de piața Rusiei s-a închis. Foarte mulți oameni dați în șomaș. Dacă nu scotea acel porumbel.